Federația Sanitas a început o acțiune de protest motivată de diferențele salariale dintre cadrele medicale. Circa 200 de angajați ai spitalului CFR din Galați au scandat în fața unității spitalicești. S-au adâncit în inechitățile în sănătate între spitalele clinice și neclinice. Chiar nu mai suportăm. Ce salariu aveți dumneavoastră? Deci salariul meu actual la ora asta este de 24 de milioane. Eu fiind pe terapie intensivă, colegii mei au salariu 1800 de lei. Un angajat la spital de urgență, una are 3400 de la Spitalul Județean. E o diferență mare între noi și chiar nu mai putem. Încurcați de situație au fost pacienții care au fost puși pe drumuri. Programările din intervalul orar 8-10, când a avut loc protestul, au fost amânate. Deși au fost nevoiți să aștepte 2 ore sau să se întoarcă altădată, gălățenii au înțeles problemele cu care se confruntă medicii și asistenții. Eu trebuie să plec înapoi la școală să-mi iau copilul din micro 40 și nu mi se pare normal. Când se face și la noi oare dreptate? Suntem în spital, avem bani, totul e ok. Nu avem bani, la revedere. Copiii sunt vai mama lor, noi la fel. Ce trebuie să facem? Deci eu la ora trebuie să vin în altă zi, trebuie să merg să-mi iau copilul la ora 11 și un sfert. E ceva normal? Deci e strigător la cer, sincer. Dar sunteți de acord cu revendicările? Bineînțeles, cum să nu? Când se va face și la noi? Ca să spunem, nu ca în străinătate, dar totuși. Cred că noi românii merităm ceva mai mult. Și cadrele medicale de la Spitalul Județean din Brăila au intrat miercuri în grevă pentru 2 ore. Modificarea ordonanței de urgență 20 din 2016 și a ordonanței 43, în sensul că în această ordonanță nu au fost cuprinse personalul TESA, asistența socială, personalul din DSP-uri, personalul din creșe și grădinițe, vorbim de cadre medicale. Un contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, înseamnă sănătate și asistență veterinară. Noi avem un contract colectiv la nivel de ramură. Vrem ca toate sporurile să se acorde la salariul existent de bază și în același timp dorim o lege a salarizării în sistemul sanitar. Federația Sanitas este hotărâtă să declanșeze grevă generală dacă Ministerul Sănătății nu rezolvă cererile protestatarilor până la sfârșitul lunii octombrie.